La aproximativ o săptămână de când a fost decopertat asfaltul vechi de pe poduri, au început lucrările de asfaltare. Astăzi, pe podul de la blocurile Turn, se făceau ultimele pregătiri pentru turnarea materialului bituminos, iar pe podul de la ieșirea din municipiu spre Brașov s-a început turnarea asfaltului. Astăzi am început turnarea pe podul Brașovului, sperăm să și astăzi încheiem turnarea pe podul Brașovului cu un nou repartizator, cu un repartizator luat tot împrumut pe o sponsorizare. Și mâine să finalizăm podul Turn. Mâine cel târziu, poimâine să avem ambele poduri finalizate, ceea ce am frezat. Mă rog, celelalte care au mai rămas în afara podului, ne rămân nouă ca ADP să le finalizăm în partea a doua. Se va mai face ceva sau doar un singur strat de asfalt? Pe pod un singur strat de asfalt. De fapt, cât am asfaltat, cât am frezat 5 cm, punem 5 cm, fiindcă sunt niște probleme, nu poți îngreuna. Deci cât frezez, cam atâta pui. Că altfel îngreunăm podul și nu avem studii să vedem ce se întâmplă, dacă îngreunăm sau nu. De aici lucrurile sunt simple, la construcția de la blocurile Turn situația este una mai complicată, pentru că trebuie găsită o soluție pentru îmbinările care ar trebui să fie mobile. Îmbinării, în mod special pe podul Turn, vom lua niște măsuri, trebuie să găsim o soluție, fiindcă acolo mișcările sunt la îmbinări mai ample și nu păsător continuu, trebuie să găsim o soluție și vedem mâine cum o găsim. Rămâne de văzut cât de mult vor rezista aceste covoare asfaltice, având în vedere că pe cele două poduri circulația este una intensă, iar după fiecare iarnă rămâneau în urmă gropile care semănau mai mult a cratere.